echilibrat. Până la urmă, dacă are temeri președintele, ar fi bine să-l aibă într-un termen rezonabil, pentru că noi tot așa am vrea ca în acest an România să aibă un buget. Pentru că depinde de acest lucru funcționarea multor instituții și, până la urmă, dezvoltarea economică a acestei țări. Sigur că dacă se tot găsesc motive să se întârzie intrarea în vigoare a bugetului, atunci, într-adevăr, poate apar probleme. Eu sper că anul ăsta să fie pretextul.